Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 20. Se găsește în Biblia Cornilescu, la pagina 1016. Puterea lui Isus. Într-una din acele zile, când învăța Isus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a dat ție puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice: atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.